Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru început din Cartea Apocalipsa. Avem astăzi capitolul 6 și tema este cele șapte peceți. Dar înainte ca să începem, nu vrem să pierdem privirea de ansamblu. Pentru că foarte ușor când studiem ceva, privim sau putem pierde privirea de ansamblu și atunci ne pierdem în drumuri care nu sunt folositoare. Am văzut că Dumnezeu a scris această carte ca să o putem interpreta după felul cum El a făcut să se interpreteze totul, adică după legea altruismului. Adică Dumnezeu nu face nimic pentru Sine. De aceea, această carte are scopul ca Hristos să fie revelat. Să fie revelat prin poporul Său într-un timp anumit până la revenirea Sa pentru că scopul lui Dumnezeu este ca prin revelația lui Hristos oamenii, lumea să fie mântuită, adică să îl vadă pe el și să poată să ia o decizie. Organul sunt ucericii lui Hristos, suntem noi, resursele necesare le-a pus Hristos toate la, la dispoziție, iar ele vin toate de la Tatăl Său, dragostea și dreptatea sunt aceia care trebuiesc revelate lumii. Acum am văzut prima scenă pe Iisus Hristos în templu ceresc. Acolo, împreună cu sanctuarul, vedem că El este acolo în, în priveliștea sfeșnicului cu cele șapte sfeșnice, cu cele șapte capete. Acum am văzut pe El că El este reprezentat ca capul și părul Alp, adică este puritatea, curățenia. Ochii lui sunt judecata, picioarele de aramă sunt puterea, vocea este majestatea lui, în mâna dreaptă ține cei șapte mesageri, din gura lui este o sabie ascuțită cu două tăișuri, care este legea și cuvântul, fața lui este strălucitoare ca soarele, adică este Adevărul. Și el a fost mort. Și este viu și trăiește cu scopul ca cele șapte biserici pe care le are să vestească Evanghelia, să aducă la îndeplinire scopul. Și de acolo, din sanctuar, el lucrează cu biserica lui pe pământ ca ea să-și împlinească scopul și menirea. Am văzut în următoarea scenă că la tronul lui Dumnezeu sunt aceste lucruri, cum sunt cei 24 de bătrâni, cele șapte făclii, marea de cristal, cele patru animale sau făpturi și această carte care este sigilată cu șapte peceți și mielul care este singur vrednic ca să le rupă pecețile. Am văzut că interesul principal este soarta pământului. Am văzut că această scenă nu are loc în altă încăpere decât în aceea, numai privirea ne se arată la început să vedem pe Hristos și cele uh, șapte sveșnice, iar acum se întoarce privirea și vedem alt aspect al aceleași încăperi unde este tronul lui Dumnezeu și unde sunt ceilalți care servesc și fac acolo serviciul. Dar important este să înțelegem că întregul cer este angajat în mântuirea, în scoaterea acestui pământ din necazul în care a intrat prin păcatul lui Adam. Aceasta este important să știm că Dumnezeu niciodată nu-și caută folosul lui și în toate simbolurile care le, ni le arată, ne arată Nimic altceva decât interesul pentru mântuirea noastră. Acum, organul lui executiv sunt biserica lui și am văzut că este totul împărțit de la prima venire până la doua și până la treia venire a lui Hristos și biserica lui este cea care umple acest gol între prima și a doua venire. Este o singură biserică, nu sunt mai multe, dar... Sunt împărțite în mai multe etape, ca după aceea să vină mileniul, și după a treia venire lui Hristos, judecata executivă a tuturor lucrurilor. Deci, Biserica este unul începe cu Apostolii și ea este caracterizată prin acea perioadă numită Efes sau prin orașul Efes apoi Smirna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Și am văzut că această biserică este într-o stare spirituală care oscilează. La început începe bine, dar scade prima dragoste, apoi în timpul persecuției Smirna este credincioasă până la moarte, Pergamon îngăduie învățături false să intre în biserică, dar rămân câțiva credincioși acolo. Tiatira este mai decăzută decât cealaltă, dar rămâne mereu o rămășiță. Sardes merge și mai mult în jos cu explicația spiritualității moarte. În Philadelphia se renaște spiritualitatea și în Laodicea apoi cade iarăși pentru că autoșelăciunea este maximă. Însă, rămâne o rămășiță care la sfârșit va aduce încheierea lucrării. Și acum sunt cele șapte peceți pe care vrem să le studiem ca să avem o privire de ansamblu. De aceea când ne găsim în acea sală unde se vede tronul lui Dumnezeu, unde sunt cele patru făpturi și iată că mielul acolo în sală rupe o o pecete, și ce vedem. Versetul 1, la capitolul 6. Când a rupt mielul, cea din trei din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi, vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că i s-a arătat un cal alb, Cel ce să sătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Deci se vede un cal și un călăreț. Este solia și practic solul. Și evident că solul este acela care a fost trimis ca să vesească Evanghelia și calul reprezintă mesajul. De aceea, calul este alb și cel ce șade pe el este acela care este biruitor și ca să biruiască. Cine este acela este Hristos, dar el este reprezentat prin biserica lui. Și este același personaj care la sfârșit, în Apocalipsa 19, de la versetul 11, este reprezentat. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului, capul lui avea încununat cu multe cununi împărățești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină iluminată, înmuiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oște din cer îl urmau călare pe cai alb îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabia ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cărmui ca un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternilor cu lui Dumnezeu. Pe haină și pe se avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Deci, iată că Evanghelia începe cu Hristos și începe cu prima biserică, cu prima dragoste, Însă, Iave merge până la capăt. Adică, acest mesaj cu care biserica începe, niciodată nu a fost pierdut. Însă, în timp, îi se fac anumite lucruri. De aceea, când începe acest cal și acest călăreț, activitatea este atunci când Isus Hristos. Um, Lasă Duhul Sfânt să vină asupra Bisericii sale și ea va termina biruitoare, având mesajul până la urmă curat și reprezentându-l bine. Și scena care am citit-o la sfârșit este scena când aici, a doua venire a lui Hristos, nimic altceva decât această prezentare. Acum mergem la versetul 3, la pecetea a doua. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Iată un alt cal și un alt călăreț. El reprezintă prin culoare ceea ce face și anume este luptător, are o sabie, se varsă sânge pe pământ. Este calul care se împotrivește mesajului. Întotdeauna când mesajul curat al Evangheliei a fost vestit. Cei care nu l-au primit s împotrivit. Asta începând de la Cain, care se împotrivește și îl moară pe fratele său Abel, pentru că el era neprihenit și Cain era ne. Cain era ticălos sau păcătos. El nu s-a luat după ceea ce. Adică, el nu a conștientizat nevoia lui. Și atunci el a trebuit să stăpânească pentru celălalt. Și dacă nu l-a putut stăpâni, l-a omorât. Mesajul care iese ca să biruiască, îi se adaugă un alt mesager care vrea să-l distrugă. Și în această perioadă, în Smirna, săgeata aceasta este enorm de activă și pentru 10 ani poporul lui Dumnezeu este prigonit. Aceasta a fost întotdeauna, a fost în timpul Domnului Hristos, El însăși este distrus și pus pe cruce din cauza mesajului, din cauza purității sale și el spune clar bisericii sale și celor care îl urmează că n-au Altceva de așteptat și ei. În Ioan, la capitolul 16, Isus vorbește foarte clar, de la versetul 1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au, au, au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Iată, mesajul mântuirii este opus. Și este mereu opus nu pentru că mesajul ar aduce dezbinare. Nu. Mesajul este un mesaj de pace. Fiecare care îl primește îi merge mai bine. Am văzut aceasta în, în experiența mea cu a, pacienții când mesajul este primit. Nici unul din ei nu merge înspre rău, ci toți merg înspre bine, adică relațiile lor devin mai bune, devin mai umili, devin mai echilibrați. Pentru că acesta este mesajul Evangheliei: să distrugă firea păcătoasă sau eroarea din, din Duhul nostru și să ne facă în stare să exersăm dragostea. Dar aici este o luptă. Cei care nu îl primesc se vor împotrivi și vor prigoni. Și așa cum l-au prigonit pe Hristos, ne vor prigoni și pe noi. Așa că el a prezis frumos aceste lucruri și deosebit biserica a fost uh, prigonită și în prima parte, dar smirna în acea perioadă uh, din, din 300 până la, sau din 303 până la 313 a fost o perioadă de sânge enorm, în care foarte mulți martiri au fost făcuți, adică au fost uh, oameni credincioși, au fost uciși și au devenit martiri. Dar s-a -a oprit uh, persecuția? Nu s-a oprit. Ea merge înainte și întotdeauna a rămas prezentă și va fi prezentă până la sfârșit. De aceea și acest cal nu-și termină lucrarea când începe, ci va merge până la sfârșit în acțiunea lui. Și acum, versetul 5, pe cetea a treia. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sătea pe el avea în mână o cumpănă și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vătăm în de lemnul și vinul. Deci aici avem al treilea cal care este negru. Când Cerău a văzut că nu poate să distrugă mesajul prin sabie. Și biserica prigonită a fost o biserică biruitoare. El a început să intre în biserică cu învățăturile false. Când Balam n-a putut să blesteme Israelul, el a zis: Trebuie să îl facem să decadă de la Dumnezeu, adică trebuie să-i dăm. Ispite, să trimitem femeile frumoase în acolo ca ei să se amestece unii cu alții și astfel să ajungem la distrugerea lor și așa a început acest cal negru lucrarea care și el începe în acel timp în Pergamon pentru că citim încă în prima biserică, prima biserică se opune uh, uh, Învățăturilor false, rămâne la învățătura bună. Însă, Smirna n are încotro, pentru că sunt prigoniți. Dar acum, când vine cumva un pic mai puțină prigoană, vine calul negru, care zice: trebuie să îi duc pe oameni într-o foamete spirituală. Învățăturile false sunt calul și călărețul. Uh, este acela care aduce prin acea balanță cuvântul lui Dumnezeu să fie foarte scump. Adică când cuvântul lui Dumnezeu este scump, că ceea ce se spune acolo cu grâu și cu orzul, este cuvântul lui Dumnezeu, este pâinea necesară pentru viață și ea devine foarte scumpă. Și fiind foarte scumpă, cine ajunge la ea? Însă rămâne mereu o rămășiță. Rămâne mereu vinul și unde lemnul, adică Duhul Sfânt, rămâne mai departe activ între oameni. Nu-l poți da la o parte, nu poți vătăma lucrarea lui Dumnezeu în mod total. Este doar începutul de căderii și, pe de altă parte, cei care sunt credincioși rămân credincioși da? pe ei nu-i poți vătăma, ei au puterea Duhului Sfânt și au un mesaj clar al mântuirii. Și acest cal merge până la capăt și merge și el oscilând, câteodată este mai puternic și câteodată este mai slab. Versetul 7, când a rupt mielul pe cetea patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal galben sau galbui. Ceea ce sutea pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele Pământului. Deci, iată, aici vine un cal galbui. El este activ și este reprezentat aici că el aduce probleme pe pământ prin aceste patru lucruri: să ucide cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Acestea erau cele patru lucruri care Dumnezeu le folosește pentru judecată. Aici ele arată de fapt că pământul este adus într-o situație dificilă datorită bisericii care cade și este împărțită. Este moartea spirituală. Se potrivește exact cu situația spirituală a Bisericii Sardes, care este are, are numele că Trăiește, dar de fapt este moartă. Este poate perioada aceasta a Evului Mediu, cea întunecoasă, în care nu mai este viață. Însă vedem că și aici efectele sunt limitate la un anumit număr, la un anumită parte a oamenilor de pe Pământ. Nu este pentru toți. Și acum citim pe cetea a cincea. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ră. Ei strigau cu clas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorului pământului fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și, -a, și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Iată aici vedem altarul și sufletele sub altar. Care este altarul acesta? Altarul este în acea căpere, altarul de tămăire, vom vedea că el joacă un rol și la judecata lui Dumnezeu pe acest pământ. Și aici sunt puși acei oameni care au fost înjunghiați, adică cei care au murit, martirii care au început aici, de la început, de la Ștefan, dar și Iacov. Și toți care au fost omorâți chiar de la Abel pentru mărturisirea cuvântului lor sunt reprezentați ca fiind acolo sub altar. Adică, evident că nu e vorba de suflete în sensul unor oameni. Pentru că noi știm că Sufletul este compus din trup și din Duh. El nu este ceva spiritual, ca să zicem că este un Duh. Nu este un suflet, înseamnă parte fizică și parte spirituală. De aceea nu putem să ne închipuim că acolo sunt toți oamenii în viață sub altar. Ce vorba că altarul acesta este altarul de rugăciune. El reprezintă rugăciunile sfinților și vom vedea că altarul acesta de care stătea la marginea între sfânta, adică să te în sfânta, dar fumul lui mergea în sfânta sfintelor. Și aici e prezentată rugăciunile, dar nu este doar rugăciunea prezentată aici pentru ca să se poată facă lucrarea, ci este o rugăciune în care se așteaptă, în care se roagă pentru judecata dreaptă. Și aici li se spune lor în gura lor, în această simbolistică, până când vei, până când stăpâne tu care ești Sfânt și Adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru. Adică este o perioadă în care se spune când vei face să se termine această prigoană. Și răspunsul este că încă nu au murit toți care trebuie să moară. Și ei au fost îmbrăcați într-o haină albă. Asta înseamnă că au fost judecați, au fost găsiți curați, au fost îmbrăcați cu haina neprinirii lui Hristos și ei așteaptă unde. Evident că în locul lor de odihnă, în pământ, până când vor fi luat uh, și vor fi înviați la a doua venire a lui Hristos. Deci nu e vorba de suflete reale acolo, ci e vorba de strigătul care este reprezentat prin altar. Strigătul după dreptate. Însă se aude și se știe că încă nu s-a împlinit tot numărul celor care vor fi uciși de Calul Roșu. De aceea, ei vor trebui să aștepte până când toți vor fi omorâți. Și va veni acest timp aici înainte, ca să vină Hristos, înainte ca să se încheie lucrarea, vor fi mulți martiri care se vor adăuga celor care au murit în veacurile din urmă. Deci, în timpul acesta din urmă, în Timpul sfârșitului vom vedea toate, toți ca ai toate mesajele foarte, foarte active și evidente, ca și când ar ajunge la un apogeu, toate să se lupte acum, atât cu sabia, atât cu învățăturile false, atât cu moartea de credoare și cu nedreptate. Toate vor fi la un loc. Dar răspunsul vine că judecata va veni. Iată că în versetul 12, când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremur pe pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum ca smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului din domnitorii, căpătanii, oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului. Iată că la strigătul sufletelor sub altar pentru judecată, Dumnezeu răspunde în pecetea a șasea că judecata va veni. Ei sunt puși în haine albe, iar când va veni Hristos, această um, pecete reprezintă cum să zic, timpul judecății și începe cu acel mare cu cutremur și cu soarele care s-a făcut negru ca un sac și luna s-a făcut sânge și toate s-au întâmplat în jurul anilor 1800 și de acolo a început practic în 1844 judecata de cercetare care are loc acum acolo în cer și ea va fi uh, arătată în mânia merului la sfârșitul timpului de har. Când toți oamenii vor avea decis uh, destinul lor, atunci se va arăta Isus Hristos. El este acela care uh, vine și toți împărații fug și, se, și, spun ca stâncii să îi acoperă în fața celuia care vine. Aceasta este scena din Apocalips 19 care am citit-o și citesc de acum mai departe la versetul 17. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare, el a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor vitești, Vitej, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni slobos și rob, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce dea pe călare, pe cal și cu oastea lui. Și Fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care fusese înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vie în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost ucis cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea clare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Aceasta vom Vedea această scenă mult mai amplu când ne vom ocupa de cele șapte plăgi care reprezintă mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Și în această ultimă plagă care, în care cerul se face ca un sul și toți munții și tot ce există pe pământ este mișcat, este ultima plagă, este venirea. Lui Hristos, când El se arată în orii cerului, aceste lucruri vor avea loc. Iată că această pecete se termină cu a doua venire a lui Hristos. Este, deci, încă, cum să zic, a început cu judecata de cercetare, iar ea își va găsi finalul. Își va găsi finalul în venirea Lui. Acum trăim în acest timp de judecată în care poporul Dumnezeu trebuie pregătit, lumea trebuie pregătită și vom vedea cum se face acest lucru. Însă, la sfârșitul acestui capitol, zice că a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Iată că aici, în descrierea acestei acestei. Pe ceți, așa se vede că, practic, acest uh, lucru care are loc, ziua cea mare, se văd doar oamenii care fug. Nu se văd și cei care stau, cei care pot sta în picioare în ziua aceea. Și aceasta este întrebarea: și cine poate sta în picioare? Și aceasta este lucrarea pe care o găsim făcută în capitolul 7. Lucrarea lui Dumnezeu pentru a pecetlui, a sigila sau pecetlui același lucru pe cei, 144.000 pe cei care vor sta în picioare la venirea Lui. Cei care merg și nu vor fugi la munți și să zică scădeți asupra noastră, ci ei vor zice acesta este acela pe care am așteptat să vină. Deci vom studia data viitoare, capitolul 7 și cei 144 de mii, vom studia acea grupă, acea rămășiță care va sta în picioare în acea zi. Iar când ei sunt reprezentați uh, în capitolul 8, versetul 1, când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și acum, în cer nu mai este nimic de spus. De ce? Pentru că cerul, așa credem, acum este pe pământ. La a doua venire a lui Hristos. Vedem că El vine cu toată oastea lui pe Pământ ca să-și răscumpere pe cei mântuiți. Și jumătate de oră, pe termen profetic, sunt șapte zile. Sunt acele șapte zile în care cerul încă este gol, să zicem așa, pentru că este simbolizat um, acea mare sărbătoare a cinzecimilor când sau a, 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 a când merg toți mântuiții spre cer și se, așa ni se spune în spiritul profetic că vor fi șapte zile când această corabie imensă de pe pământ va merge spre cer și aceasta este pecetea a șaptea și când noi vom ajunge acolo, vom putea citi cartea. Ea va fi o carte deschisă pentru fiecare să vadă ce a făcut Dumnezeu în acest timp, de la căderea lui Adam până la a, mântuirea oricărui om pe acest pământ. Și vom vedea, evident, în acea carte scrisă și destinul celor care nu au fost. Mântuiți și ei vor primi o intrare la acea carte atunci când va veni judecata finală, după mileniul, când vor fi toți păcătoși în viață și ei vor vedea de ce și cum n-au fost mântuiți. Iar noi acum ne pregătim ca să studiem și să înțelegem că această carte care a fost uh, această această întrebare, cine poate sta în picioare? Noi știm că trăim în acest timp. Iisus Hristos va veni în timpul nostru. Cine va fi în stare să stea? Eu vreau să fiu într-acel număr care pot să stea în picioare și să se bucure cu cea mai mare bucurie care se poate să fie, că văd pe Mântuitorul lor venind. Și sper că și tu vrei acest lucru. Dar pentru ca să fim între ei, va trebui să vedem ce lucrare avem de făcut. Amin.